Cer să mă mint cu chestia asta și să mă gândesc câte lucruri poți să faci dacă ai, uite, de exemplu, poți să fii fashion, poți să fii la modă. Fie că ai un ciorap din ăsta, da, pe care îl tragi peste ca să ai furry jeeps, fie pur și simplu să-l decorezi așa cum nici măcar nu poate să-ți spună cineva că e fake, pentru că nu te duci și cumperi un gips original, da? Dar îl poți, de exemplu, să ascunzi bani în el. Da? Adică expresia a pune bani la ciorap, dintr-o dată se transformă în expresia a pune bani la gips. Uite, i-ai pus aici, pur și, în felul ăsta nici nu ți fură de pe plajă, că îi ai tot timpul la tine. Dacă lucrezi în televiziune, de exemplu, uite, poți să faci chestia asta. Vedeți? Adică e foarte simplu, nu mai ai nevoie de un coleg să-ți aducă microfonul. Lași piciorul, strigă cineva că trebuie să intri în direct, hap, ai ridicat, bună ziua, bine v-am găsit, ai mâinile libere, un fel de, înțelegeți? Deci e ca și cum ești propriul tău asistent, faci exerciții, hap, înțelege? Nu, că asta e la alte. Mai văd programe din astea că nu sunt codate la mine în cameră și atunci mă mai apucă pandalia. Deci nu e chiar atât de rău, Firic, ce? Ce? Sunt stativ de microfon, foarte bine. Vrea invitatul să cânte, hop, am venit cu stativul, înțelegeți? Deci nu mai stai să te gândești, voi avem tehnică, n-avem tehnică. Sunt o grămadă de lucruri pe care poți să... Bine, mi-e un pic friguț la degetele de la picioare, cum mi-a zis un prieten, bă, la cât ai dat pe gipsul ăsta, puteau să spună și pe degete, dar, mă rog, lucrurile rămân așa, pe moment. Cel puțin până mâine, când strângem și ne mutăm în studio, să înceapă toamna de adevăratele în platoul de la Neața și în platoul de la prietenii. Claudia Pavel.